Crucea Roșie Română și Ariston Thermo România au finalizat o nouă etapă a campaniei umanitare Ariston Comfort Challenge. Astfel, în această perioadă, Crucea Roșie filiala Călăraș a distribuit 93 de boilere în unitățile de învățământ din județul nostru. În Călăraș au fost identificate 43 de grădinițe și școli fără acces la apă caldă, iar numărul de beneficiari după ce vor fi montate boilerele se va ridica la peste 7700 de persoane. Urmează, deci astea sunt de la... Fundule! Fundule! Ceva cel mare avem unul singur, nu? Doamne, ce nu mai știu. 3 de 50. Gata, astea vă dau. La dumneavoastră să vină 3. Dumneavoastră de unde sunteți? Doroban. Da. Unde e acolo? Deci 3 de 50. Duceți-mi mașină și până facem procesul verbal. Aici, gata. Dorobantul, o duceți de mașină și până facem procesul verbal. Aici, între două. Da. Mai dăm și mai rămâneți la treile, da? Nu i-am terminat, fundule. Mulțumim frumos. Să rămână. La vedere, o zi bună. Și-a luat procesul verbal? Acum. Și o să mergem pe traseu, în ianuarie, ca să le și vedem puse. Unde-i vândut? Oricum, ne bucurăm că eforturile depuse de Crucea Roșie sunt mari și ajută școlile din municipiul Călăraș și din județul Călăraș. Chiar aveam nevoie de acestea pentru a asigura apă caldă elevilor în toate spațiile în care le folosesc ei, pentru că această clădire, când a fost construită, n-a avut un sistem de apă caldă, pentru că așa erau construcțiile în perioada 1970-80. Noi mulțumim tuturor și să facă numai lucruri bune. Și eu mă bucur că am reușit și de data aceasta. Este pentru a patra oară când aducem boilere prin proiectul Ariston, aducem căldura în casa dumneavoastră. Și acum am adus 93 de boilere, în total vreo 400, pentru toate școlile din, și grădinițele din județ. Deci 5 le-am luat noi la Danubius. Mulțumim! Cu mare drag și multă sănătate și să dea Dumnezeu numai bine! Și sărbători fericite! Mulțumim!